Agresiunile în rândul tinerilor au devenit un subiect tot mai prezent și nu puțin au fost cazurile de conflicte fizice între elevi. Cu câteva noțiuni elementare de autoapărare, oricine poate deveni propriul protector. Nu este nevoie să fii bărbat ca să poți învăța să te aperi. Și femeile pot face acest lucru fără să fie nevoie de procedee complexe. Vă spunem și vă arătăm mai multe în rubrica Supraviețuitor în jungla urbană. Dacă ținem cont de statisticile la nivel internațional, România se numără printr-un loc fruntaș. Prin actele de violență în rândul tinerilor raportate la nivel internațional. Roxana a povestit că a trecut printr-o situație în care a avut nevoie de minte limpede și cunoștințe de autoapărare, dar că nu a urmat niciodată cursuri prin care să învețe astfel de tehnici. Am fost agresată de o fată. Ea venind spre mine să mă atace cu intenția de a mă lua de păr, eu trăgându-mă în spate, ea m-a apucat cu unghiile de buză. Pentru prima dată, după acest incident, Roxana a participat la o lecție de autoapărare alături de alte tinere. Cele mai întâlnite forme de agresiune pe stradă sunt fie că te apucă cineva și te strângă sau te ia de păr, cum se practică acum, și în ultimul rând, poziția asta, știi, cum tu să arăți că ești, cât ești tu de bărbat sau ești de putere. Persoana respectivă are arme la purtător, unghii, și începe și mă scârie violent, agresiv pe față, venind către mine grămadă, ca să mă ducă până într-un punct anume. De ce? Instinctul meu de conservare spune că eu trebuie să mă apăr și să fug din rața zgârieturilor respective și să-mi protejez față. Fapt în care ea deja a câștigat teren. Într-o situație reală, este important să nu uitați să strigați după ajutor și să vă îndreptați către un grup de martori. O victimă s-a transformat în agresor și ca să redevină din nou o victimă, trebuie să conștientizeze și cei de pe margine că ea, într-adevăr, are nevoie de ajutor și a făcut asta pentru a se apăra. Deci era în legitimă apărare. Reflexele sunt cele care vă sunt de mare ajutor atunci când aveți nevoie să vă apărați. Foarte la îndemână ți este așa, să apuci de aici între picioare sau să lovești cât poți de tare. E o zonă foarte sensibilă, apucați-o de aici să vedeți cât de dureros este. Chiar și atunci când agresorul vă pune la pământ, există o metodă prin care să scăpați. O mână o țin, cealaltă o blochez și de aici, bagă-și aici sub regată. Spuneam mai devreme, nu este regulă, super recată, și acționez în sensul ăsta. Fetele care au lucrat cu specialistul în tehnici de autoapărare nu aveau habar de ele până acum, însă sunt conștiente că de acum înainte le va fi mult mai ușor să se apere și să nu cadă pradă agresorilor. Am învățat chiar astăzi, am învățat foarte multe și o să vă folosesc de ele. Ce ți s-a părut interesant din ceea ce ai văzut? Manevra aia când o iau de aici și mi se pare că pot să dobăr pe oricine. Cred că e un impediment, nu știu, faptul că ești fată, că nu te poți compara ca și forță cu un bărbat, de exemplu? Nu, pentru că e vorba aia, buturuga mică, dar măcar mare. Aparent greu, dar asistând și văzând astfel de tehnici, cred că încep să îți dai seama că tu, practic, fiind mai mică decât atacatorul tău, poți totuși să îi răspunzi cu o forță încât să îl faci să renunțe la atac. Mi se pare super... bine pentru mine ca și cetățean unde violențele sunt în lanț. Consider că este destul de simplu. Dacă conștientizăm mișcarea și știm ce avem de făcut, poate fi foarte simplu, mult mai simplu dacă ne-am străduit să ne luptăm în felul nostru reflex care îl avem de mici. Dacă sunteți victima unei agresiuni, nu ezitați să apelați serviciul unic de urgență 112 și să cereți ajutor.